Eu de Tine am nevoie, am nevoie mare. Doamne, în dimineața aceasta avem atâta nevoie de Tine. Și nu numai în dimineața aceasta, și în toate zilele vieții, Te rog, Doamne, fii cu noi. Amin. Și lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să ne călăuzească viețile noastre. În dimineața aceasta mă bucur că sunt în casa Domnului, este un har deosebit, atât pentru mine, cât cred că și pentru dumneavoastră. Că suntem aici împreună. Și m-am gândit, pentru dimineața aceasta, m-am gândit la Domnul nostru Iisus Hristos, într-o împrejurare și viața Domnului Iisus Hristos, când a ajuns la ultima rugăciune, când a făcut-o în Ghețimani, și când, înainte de răstignire, a făcut această rugăciune și a zis, Tată, dacă e cu putință să treacă paharul, dar totuși voia Ta să se facă, slăvit să fie în numele Domnului. Amin. Și s-a făcut voia Tatălui, a acceptat voia Tatălui. Și m-am gândit la toate lucrurile acestea până când a ajuns la răstignire și a plătit plata păcatului pentru mine și pentru noi toți. Glorie Lui! Pentru că datorită acestei plăți a păcatului, astăzi noi suntem aici în casa Domnului și putem să ne închinăm. Dar nu a rămas cu atât. El s-a înălțat, dar a lăsat o nădejde și a zis, eu mă duc, este de trebuință să mă duc la Tatăl, dar n-am să vă las singuri, nici orfani. Și o să vă trimite Duhul Sfânt, Duhul Adevărului. Duhul mângâierii, mângâietorul, și îl slăvim pentru că a trimis acest mângâietor în viețile noastre, în adunarea Lui, slăvit să fie în numele Domnului. Și m-am gândit atât de la un lucru din Faptele Apostolilor, din capitolul 2, la pogorârea Duhului Sfânt, ziua cinzecimii, și uitați, interesant este partea a doua a primului verset, ei erau toți împreună în același loc, slăviți să fie în numele Domnului. Este o bucurie că suntem aici toți împreună, în locul acesta, și spunea că atunci era în ziua cinzecimii. Ne-am bucurat ca și în dimineața aceasta, așa cum suntem toți, în acest loc,
să se facă o ziua cincizecimii, slăvit să fie numele Domnului. Să tânjim după aceasta, să tânjim de dorul acesta, cincizecimii, a Duhului Sfânt, care să se pogoare peste adunare, peste noi, peste viețile noastre, peste casele noastre, peste familiile noastre. Că știm că vremurile acestea care trăim sunt vremuri, sunt vremuri așa cum noi le cunoaștem și le știm. Le cunoaștem și le știm. Nu-i greu de pâine, poate unii sunt, nu-i greu de apă, nu-i greu, este greu de altceva. Este greu în trăirea cu Dumnezeu. Este greu în trăirea, în apropierea mai mult de scaunul harului lui Dumnezeu. Sunt vremurile atât de grele, cu atâtea vânturi și învățături. Și să rugăm în dimineața aceasta, Doamne, avem nevoie de Duhul Sfânt. Avem nevoie de cincizecime. Și să facă Dumnezeu ca în dimineața aceasta, în rugăciunea în care vom merge înaintea Domnului, să fie o rugăciune a cincizecimii, slăvit să fie numele Domnului. Așa cum s-a pogorât atunci și acolo când vedem, dacă citim acest capitol, erau mai multe națiuni, erau acolo în versetul 9, 10 și până 11 arată tot felul care cine erau acolo. Dar s-a pogorât Duhul Sfânt. Și toți au fost cercetați de Duhul Sfânt. Nu știm, fiecare avem viețile noastre și noi avem slăbiciunile noastre, avem greșelile noastre, avem păcatele noastre. Dar știm un lucru, că acolo la jertfă s-a ispășit totul, slăvit să fie în numele Domnului. Și să ne ajute Dumnezeu ca să trăim ceea ce vorbim și ceea ce vorbim în fiecare zi și se vestește din cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne întărească și să ne dea un duc de rugăciune, un duc de rugăciune a cincizecimii, slăvit să fie în numele Domnului. Haideți așa cum stăm toți împreună, înainte, în prima parte a rugăciunii, să rugăm, Doamne, iartă vina noastră, iartă-ne scăzămintele, iartă-ne greșurile, iartă-ne păcatul, pentru că dorim cincizecime. Slăvit să fie în numele Domnului! Dorim viață din viața ta, dorim mântuirea noastră și a casele noastre. Haideți să rugăm, să intrăm în rugăciune așa cum stăm. Amin.
Amin. Reocupăm locurile și mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Doamne, umple inimile noastre de acest dor, de dorul Domnului nostru Iisus Hristos. Și acest dor să ne mace inima noastră. Doamne, ne dor de Tine, ne dor de întâlnirea cu Tine și avem harul acesta în dimineața aceasta, pentru că Domnul Iisus face, Duhul Domnului va fi în voi și cu voi în orice loc. Dar cu cât mai mult în casa Lui, unde avem bucuria aceasta, să tânjim acest dor după El. Doamne, fă ca inimii noastre să rămâne dornice de împărăția Ta, de veșnicia și de părtășia veșniciei cu Tine în împărăția Ta. Slăvit să fie numele Domnului.
Aș dori ca în următoarea noastră rugăciune să facem această rugăciune pentru frații noștri, pentru surorile noastre care sunt în suferință. Și m-am gândit că după această zi a cincizecimii, unde erau ucenici și erau toți la oaltă, au plecat. Și găsim doi ucenici care au plecat la templu. În capitolul 3 din Faptele Apostolilor. Și vedem acea lucrare care a făcut-o Dumnezeu. Care a făcut-o Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, slăvit să fie numele. După ce au fost un plus de putere, ca să poți să ajungi, trebuie să fii îmbrăcat cu putere. Ca să poți să faci o lucrare, trebuie să ai putere. Chiar în lucrurile acestea materiale, degeaba pui la un copil mic să ducă niște poveri, că nu le va putea duce. Dar exact așa este și în ceea ce partea spirituală. Ne trebuie putere la lucrurile care sunt ale lui Dumnezeu. Și puterea aceasta nu vine numai de la El, slăvit să fie numele Lui. Și aceasta este Duhul Său cel Sfânt, care L-a făgăduit atunci și L-a dat și care îl găsim scris prin Ioniel de zilele din urmă. Cum va fi? Doamne, fă ca această cercetare a bisericii să se simtă în dimineața aceasta, în viața noastră, că și Tu ești prezent aici. Duhul Tău Sfânt este prezent aici și cercetezi inime. Și am dorit ca Duhul Dumnezeu să cerceteze inima fraților noștri care trec prin suferință. Doamne, și acum spune că Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Acolo era un omolog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de mine de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi! Și el s-a uitat la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Noi pe aici nu prea sunt care să vină să stea la ușă, că stau în colțurile străzilor, poate și la intersecții și cer milă. Și acest om care era dus în fiecare zi acolo la templu, poate era și câștigul cuiva că îl ducea acolo. Poate era venit pentru cineva. Dar Dumnezeu a adus o zi. Când oamenii lui Dumnezeu s-au dus la templu, dis de dimineață. Și ce frumos e când și noi putem dis de dimineață să venim aici la casa Domnului. Domnul să ne binecuvinteze pe toți care am luat această hotărâre ca să fim de dimineață aici în casa Domnului, unde să ne închinăm, să-L slăvim pe Dumnezeu și Dumnezeu va trimite harul Lui de fiecare dată când venim aici. Numele Lui să fie slăvit. Și acești oameni am rămas, dar m-am gândit după ce au fost îmbrăcați cu putere, dacă ne uităm la Petru înainte, câtă putere a avut, și la moarte merg cu tine. Eu, Petru, am scos sabia și am tăiat urechea. Și a avut de căzut. A fost când s-a lepădat. Dar când Duhul Sfânt a venit și a făcut plinătatea, uitați, să urcă aici la templu, împreună cu Ioan, și în plinătatea puterii Dumnezeului celui viu, îi spun omului, uită-te la noi. Este un lucru foarte greu, ca în ziua de astăzi și în zilele noastre, să spunem cuiva, uită-te la mine. Oare ce văd oamenii în mine? Ce văd oamenii în noi? Ce avem? Doamne, te rugăm, lasă pe Duhul Sfânt ca să fie în noi, ca oamenii să vadă că suntem oameni sub călăuza adevărului și adevărul Tău să locuiască în noi. Și acest adevăr este Duhul adevărului, Duhul lui Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Și acestea au spus, n-avem ce să-ți dăm, n-avem bani, pentru că știm cine erau, nu erau oameni cu venituri. Dar avem ceva.
Doamne, lasă și peste adunarea noastră acest ceva. Lasă peste frații noștri, peste surorile noastre, care vedem de fiecare dată lista de rugăciune. Vedem a dorințe care s-a dus înaintea lui Dumnezeu. Doamne, lasă pe Duhul Sfânt care să fie cercetată fiecare ființă în dimineața aceasta. Și ne rugăm pentru frații noștri. Doamne, îndură-te, îndură-te de frații noștri, îndură-te de cei bolnavi. Îmi spunea fratele să ne rugăm pentru Robert. Are probleme cu coloana. Beatul fratele Sebi. Tânăr și are probleme. Doamne, te rugăm, lasă-ți îndurarea peste el. Lasă-ți îndurarea peste sora mea. Noi nu înțelegem de multe ori ce se întâmplă și de ce e așa. Dar noi trebuie să fim încrezători, căci Dumnezeu face tot ce vrea în cer și pe pământ. De ce e așa? Nu înțelegem. Noi rugăm pe Dumnezeu. Doamne, ai milă! Ai milă de fratele Modest! Ai milă de surorile noastre în vârstă, care sunt aici în adunare! Ai milă de sora Jenny! Ai milă de familia Cristea, care de atâta timp nu sunt în adunare. Ai milă de familia fratelui Pumnuț. De ani de zile, când își duc greul, acolo acasă împreună amândoi. Doamne, lasă și peste ei cercetarea Duhului Sfânt. Lasă și peste ei, acolo unde se găsesc. Să simtă că și Tu ești mângâierea lor. Mai arată-le o nădejde, să nu-și piardă nădejdea. Să nu-și piardă nădejdea întâlnirii cu Tine și a moștenirii împărăției, să-și pună întrebări deznădăjduite, ci să rămână în nădejdea că Tu ești Dumnezeu care ocrotești viața lor, slăvit să fie numele Domnului. Și El ne apără pricinile noastre. Că dacă am stat să întrebăm pe fiecare în parte, mulți am avea multe probleme, multe, dar Dumnezeu este Cel care cunoaște un duh zdrobit, o inimă mâhnită, o inimă îndurerată, e singurul Dumnezeu care o cunoaște, slăvit să-i fie numele Lui. Și El îți cunoaște viața ta, îți cunoaște dorința ta, îți cunoaște inima ta, îți cunoaște năzuințele și ne cunoaște întru totul. De aceea noi suntem datori doar să rugăm, Tată, ai milă și îndură-te, ai milă și binecuvintează, ai milă și lasă-ți îndurarea. N-avem aceeași smerenie să spunem, îl iau de mână și îl ridic, dar Dumnezeu poate spune un cuvânt. Poate spune un cuvânt pentru sora mea, poate spune un cuvânt pentru fratele Modest, poate spune un cuvânt pentru Robert și pentru atâția care, Doamne, noi aducem înaintea Ta și dacă ne uităm pe listă, vedem atâția. Și ce aș dori ca să nu uităm, sunt copiii fraților, care s-au născut cu probleme. Haideți să ne rugăm Domnului în dimineața aceasta, să rugăm, Doamne, întărește pe acei părinți. Este mamă și vedem, sunt două mame văduve care au doi copii cu probleme. Noi le cunoaștem. E Johnny Stube. Fata lui sora Ilișca, al familiei Pal. Doamne, arată slava Ta. Așa cum s-a arătat slava la Poarta Frumoasă, atunci la templu, arată slava în vremea aceasta și fă să înțelegem că Tu ai rămas același Dumnezeu, ai rămas același Mântuitor, ai rămas același Domn și nu treci pe alături de Cel ce strigă după Tine. Haideți să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, ai milă și îndură-te, ai milă și sunt acolo. Și este băiatul familiei, nu vine minte acum,
Mateiu. Domnul să se îndure de el. Erau vremuri când mai venea cu mama lui la adunare. N-a mai venit de mult timp. Doamne, ai milă de el. Îndură-te de el. Și mai sunt atâția care rugăm pe Doamne, ai milă și îndură-te. Și lasă-ți îndurarea peste el. Că dacă atunci te-ai coborât și ți-ai arătat puterea rugăciunii la cei, la poarta frumoasă, Doamne, ai rămas același în vremurile noastre. Lasă-ți îndurarea ta și lasă-ți binecuvântarea ta. Aș vrea să vă mai rog să vă rugați și pentru o cumnată de-a mea din Beclean, din România. Nu-i timp ca să vă povestesc istoria. Nu-i frumoasă istorie, dar în zilele acestea chiar vor trimit un mesaj aseară, că n-am putut vorbi la telefon cu cine trebuia să vorbesc, că nu avea recepție unde erau. Și mi-a zis doar atât. Face mătușa, a ajuns cam la 40 de chile, este hrănită prin tub și Domnul să se îndure de ea. Domnul să-i miște inima ei, să-i miște inima fratelui meu care este mai mic ca mine cu 2 ani, să aibă îndurare de ei. Ei cândva au făcut un legământ cu Dumnezeu și Domnul să se îndure, să le trezească Duhul minții și să înțeleagă că Dumnezeu e sfânt. Nu vrem să spunem că din cauza aceea este pedeapsă sau este durerea peste ei. Noi nu înțelegem de cea, dar Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Și Dumnezeu este Cel care dă viață, slăvit să-i fie numele Lui. Haideți să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm lui Dumnezeu, stăruitor, cu credință, căci Dumnezeu își va arăta îndurările. Amin. Ne plecăm pe genunchi.
Ocupăm locurile și mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeul nostru în veci. Amin. Aș vrea să binecuvântez împreună cu dumneavoastră Sfânta Trăime, care de multe ori frații noștri fac acest obicei bun. Când mă gândesc la Sfânta Trăime, la Dumnezeul nostru, Tatăl, la Domnul nostru Iisus și Duhul Sfânt, parcă trece o teamă sfântă, pentru că știu cât de sfânt e Dumnezeu, știu cât de puternic este și acest Dumnezeu își pune autoritatea sa și domnia sa peste orice creație, tot ce există sub soare și în cer și pe pământ și sub pământ. Și de aceea vreau să binecuvântez pe Domnul nostru Tatăl, pe Domnul nostru Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt în veci. Aș vrea în această rugăciune să ne rugăm pentru partea tânără a bisericii, pentru fii risipitori, dacă putem să-i cuprindem, vrem să cuprindem, dacă putem, un pic mai multe cauze în această rugăciune, pentru cei care au plecat în corul, care au plecat în călătorie,
pentru cei care încheie legământ. Sunt multe, multe cauze care biserica noastră are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și eu cred că sunt părinți care stau înaintea lui Dumnezeu și mijlocesc pentru copiii lor. Sunt probleme și situații grave, pentru că de multe ori se amintește din locul acesta. Gândiți-vă la Lazar din Noul Testament. Lazar era un om care era mort nu de o zi, nu era mort nici de două zile, ci a fost mort de 4 zile. Acest om, ba mai mult, a intrat în putrefacție. Deci omul acesta a fost un om mort, mort, de-a binelea. Mormântarea a fost făcută, serviciul de priveghe a fost făcut, piatra la mormânt a fost așezat, omenește nu se mai putea face absolut nimic pentru acest om. Era o imposibilitate. Ba mai mult, Marie și Marta, ele erau devastate, erau mâhnite și dintr-o dată, în ciuda toate acestor imposibilități, în ciuda acestor frământări, probleme, circumstanțe, împrejurări care erau împotriva lor, apare Domnul Iisus. Și Domnul Iisus spune ceva interesant. Ioan 11:40, dacă putem să deschidem. În ciuda la tot ce s-a întâmplat în această problemă, nu se mai putea face nimic pentru acest om. Absolut nimic. Dar Domnul Iisus spune așa. Iisus i-a zis: nu ți-am spus că... Ce i-a spus Domnul Iisus? Că dacă vei crede, vei vedea slavă lui Dumnezeu? Adică, dacă vrei să vezi slavă lui Dumnezeu în problema ta, în viața fiicii tale, în viața fiului tău, în problema, în frământarea care te afli, trebuie să crezi. Doar trebuie să crezi. Dacă vei crede, vei vedea slavă lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus: dar Doamne, dar miroase greu, e mort. Nu contează. Crede doar. Dar Doamne, dar când îl aruncă Duhul în apă, când îl aruncă în foc, ba este chinuit de multe vreme așa. Nu contează, aduceți-l la mine. Doamne, n-am pe cine să mă coboare în scălătoare. Pe când vreau să mă cobor eu, intră altul înaintea mea când se face tulburarea. Și Domnul Iisus zice: nu contează, vrei să te faci sănătos? Dacă crezi, vei vedea slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu spune aceasta în cuvântul Lui. Dumnezeu poate să treacă peste toate barierele noastre, peste toate imposibilitățile noastre pe care noi putem să le avem. Dumnezeu este un Dumnezeu al imposibilului. Zice Sfânta Scriptură, căci întreabă Apostolul în Noul Testament: ce a putut căpăta oare strămoșul nostru Avram prin puterea lui? Întreabă Apostolul: tu ce poți să capeți prin puterea ta? Tu ce crezi că poți să dobândești prin eforturile tale, prin strădanile tale? Și Biblia spune, el a crezut și prin credința aceasta, zice Biblia, căci dintr-un om aproape mort, l-a primit pe Isaac, ceea ce omenește era imposibil. De ce l-a primit Avram pe Isaac? De ce? Știți de ce? Căci vine Domnul Iisus și spune așa: toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. În limbaj mai modern vine așa: toate lucrurile sunt posibile și se fac posibile celui ce crede. Dacă vei crede, vei vedea slavă lui Dumnezeu. Și sunt probleme și situații în biserică care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Omenește nu se mai poate face nimic. Lazar e mort. El nu mai poate să se roage, el nu mai poate să se ridice de acolo. E o situație rezolvată, adică omenește încheiat. Dar dacă crezi, vei vedea slavă lui Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să citesc un singur verset din Numeri 23:19. Aici Dumnezeu transmite un mesaj prin Balaam către Balac despre poporul lui Israel și zice în felul următor: Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce ți-a spus ție Dumnezeu? Ți-a spus Dumnezeu că o să facă ceva în dreptul tău, în viața ta? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Ți-a făcut Dumnezeu o promisiune?
Să știți că Dumnezeu împlinește. Dumnezeu nu este om ca să mintă. Toată problema este, dacă crezi, vei vedea slavul lui Dumnezeu. Mergem cu aceste cauze. Fiecare are poate o problemă, o cauză cu care poate mijlocește înaintea lui Dumnezeu. Poate este un fiu risipitor sau care omenește nu se mai poate face nimica. Dar mergem înaintea lui Dumnezeu și mergem înaintea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos și El ne va asculta în baza lui Iisus Hristos. Să așa cum stăm în picioare, mergem înaintea lui Dumnezeu. Și mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Va veni o zi mai bună, soarele va străluci mai luminos. După norul plin de ceață, o lumină se arată, e lumina Domnului Iisus Hristos. Cine se încrede în Domnul, are viața mai frumoasă, căci lumina lui pătrunde și o luminează dată. Dumnezeu de sus veghează, El ne binecuvintează,
Căci lumina lui pătrunde și o luminează dată. Dumnezeu de sus veghează, El ne binecuvintează, sufletele celui ce se crede în El. Avem probleme în viață, să cerem o luminare de la Domnul nostru sfânt, Iisus Hristos. Rugăciunea schimbă totul, schimbă sensul vieții noastre, ține zi spre mai bine cu Iisus. Cine se crede Domnul are viață mai frumoasă, căci lumina lui pătrunde și o luminează dată. Iisus veghează, El ne binecuvintează, suflet de acel cer, se crede în El. Cine se crede în Domnul, are viață mai frumoasă, căci lumina Lui pătrunde și o luminează îndată. Dumnezeu de sus veghează, El ne binecuvintează, sufletele celor ce se cred în El. S-a iubit, îl meditează, sufletul înviorează, Dumnezeu te cercetează chiar acum. Nu lăsa să treacă clipă, clipa mântuirii tale, viața astăzi cu Iisus. Cine se crede Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina Lui pătrunde și o luminează dată. Dumnezeu de sus veghează, El ne binecuvintează, sufletele celor ce se crede în El. Cine se-i crede Domnul are viața mai frumoasă, căci lumina Lui pătrunde și o luminează dată. Dumnezeu de sus veghează, El ne binecuvintează, sufletele celor ce se crede în El. Am stat și m-am gândit când am pregătit partea aceasta a îndemnului despre ceea ce s-a vorbit acum duminica trecută dimineața. Fratele Florin Ștefan a vorbit din acel cuvânt, acele piedici care sunt în alergarea noastră înspre Împărăția lui Dumnezeu, și anume a pomenit acolo piedica obișnuinței cu pocăința, au zis el, acolo a pomenit. Și printre altele am mai pomenit starea de nepăsare. Acestea sunt stări care eu cred că dăunuiază spiritual și până la urmă aduc la o despărțire veșnică de Dumnezeu, și am să vă spun de ce. Eu cred că Dumnezeu ne-a vorbit prin acest cuvânt. Dumnezeu să-L binecuvânteze, să-L ține tot așa. Eu cred că Dumnezeu ne-a vorbit în acest cuvânt și ne-a avertizat. Biblia spune că omul, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-alt fel, dar omul nu ia seama. Aduceți-vă aminte de pilde cu cele 10 fecioare. Dacă suntem la capitolul nepăsării, cum a pomenit fratele, gândiți-vă, erau 5 chipzuite, 5 nechipzuite. Cele nechipzuite au avut candela, au avut cuvântul lui Dumnezeu și s-au mulțumit cu atât. Poate au fost născute din nou, poate au fost născute din nou, că făcea parte din biserica lui Dumnezeu. Dar s-au oprit la atât și au stat nepăsătoare sau indiferente, în alte cuvinte.
Și Biblia spune că starea aceasta de indiferență sau starea aceasta de nepăsare le-au dus la despărțire veșnică. Și aceștia făceau parte din Biserica lui Dumnezeu, pilda aceasta pe care o spus Domnul Iisus. Iar dacă ne uităm la Uza, care s-a obișnuit cu cuivotul lui Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu, la un moment dat, aceeași prezență, aceeași chivot care altă dată a dus binecuvântare pentru casa lui, aceeași prezență, aceeași chivot, într-o zi l-a rupt în două. Deci obișnuința cu pocăință, obișnuința cu lucrurile sfinte. Eli, din Biblie, și el a fost obișnuit cu lucrurile sfinte, însă a venit omul lui Dumnezeu, după aia apoi a venit Samuel, și doar au afirmat, dar nu s-a schimbat. Deci obișnuința cu lucrurile sfinte, Biblia ne arată lucrul acesta, căci sunt stări care duc la despărțire de Dumnezeu. El i-a adus blestem peste casa lui și peste copiii copiilor lui prin această stare. Și fratele Ștefan Florin a pomenit despre lucrul acesta și cred că Dumnezeu ne-a vorbit prin lucrul acesta. Aș vrea să dau citire la 1 Corinteni 15, 1 până la 2. Care zice în felul următor: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, și fiți atenți, pe care ați primit-o și în care ați rămas, și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Astfel, degeaba ați crezut. Apocalipsa 3:3 ne spune ceva tot legat de această credință. Zice în felul următor: adu-ți aminte, dar ce? Cum ai primit? Și sunt două lucruri distincte aici. Cum ai primit și auzit. Tu cum ai primit credința? Tu, frate sau soră, cum ai primit credința? Noi cum am primit credința? Ține și pocăiește-te, adică întoarce-te. Altfel, degeaba am crezut. Deci aici cuvântul lui Dumnezeu ne provoacă la o îndemnare sfântă, la o întoarcere, la o veghere foarte atentă. Și am vrea să ne mergem înaintea lui Dumnezeu pentru aceste cauze, pentru cauza aceasta, pentru starea aceasta de obișnuință. Ne-am obișnuit cu pocăința, ne-am obișnuit cu cântarea, cu predica, cu tot ce se întâmplă. Și nu ne mai schimbă nimic, spunea dânsul. Dar aceasta, fraților, este o stare periculoasă. Biblia spune, nu o spun eu. De aceea să ne verificăm fiecare înaintea lui Dumnezeu, să ne cercetăm și să cerem ajutorul lui Dumnezeu, pentru că vedem ce se întâmplă în lumea aceasta, atât de înaintată este lucrurile și Dumnezeu este atât de aproape să vină. Noi nu ne putem să ne permitem să stăm fără un de lemn, noi nu putem să ne permitem stările acestea care dăunează spiritual. Și dacă luăm seama, Dumnezeu ne va binecuvânta, Dumnezeu ne va da putere să ne întoarcem. Întoarceți-vă, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea și în această rugăciune aș vrea să și mulțumim pentru că timpul înaintat, trebuie să încheiem aici și încredințăm mai departe lucrarea în mâna lui Dumnezeu. Mergem pe genunchi în această cauză și ne rugăm pentru aceste două probleme care s-au menționat duminica. Amin.
Slăvit să fie Domnul! Doresc să citesc un pasaj din al Domnului Cuvânt în dimineața aceasta pentru binecuvântare din Luca, capitolul 2. Luca, capitolul 2, începând cu versetul 41. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an al praznicul Paștelor. Când el a fost de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce a trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă de lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile l-au găsit în templu șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți cei care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți și mama lui i-a zis: fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis: de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit în Nazaret și le era supus. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amen. Ne vor ruga așa cum stăm înaintea Domnului ca Dumnezeu să binecuvinteze timpul acesta de binecuvântare, serviciul, cântările, mesajul Evangheliei, fratele Beni care va aduce mesajul dimineața aceasta, iar noi cu inimile deschise să stăm în ascultare și în binecuvântarea Domnului. Ne rugăm cu toți împreună Domnului. Vă invit să reocupați locurile. Slăviți să fie Domnul, căci în dimineața aceasta putem să fim într-un număr atât de frumos înaintea Domnului, împreună din nou să ne bucurăm de harul Lui, că suntem la închinare și în dimineața aceasta. O bucurie și pentru mine, pentru soția mea, că împreună cu scumpa mea putem să fim la binecuvântarea celui de-al 22-lea nou născut în familie. Domnul să binecuvânteze pe soția mea care s-a tudit atât de mult pentru familie.
M-am trudit și eu, dar noi ca bărbații ne trudim, surorile, soțiile noastre, să trudesc ca mame, ca bunici și ca străbunici unii dintre dumneavoastră și lor le se cuvine mai multă cinste decât nouă. Și nouă, dar Dumnezeu, uite că așa binecuvintează lucrurile. De asemenea, micuța Jemima sau Cemima din Iob, am căutat și eu cum face fratele Beni să văd de micuța Jemima care este numele ei. Este un nume atât de frumos. Este prima născută din a doua tură de copii al lui Iov, că pe prima i-a pierdut. Dar în Iov, în ultimul capitol, zice, a avut 7 fii și 3 fete. Nu spune deloc despre fiii lui. Așa se, Biblia așa de multe ori îi arată. Dar despre cele 3 fete spune că Jemima era cea din tâi, Cheția era cea de-a doua și Karen Hapuc era cea de-a treia. În toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Ce lucru frumos! Nu, de la că nu spune despre fii, pentru că așa este Biblia scrisă, Dumnezeu așa a rânduit. Și este adevărat că în limba ebraică, câteodată că nu înțeleg mai sun, la rudele din Israel să-mi spună cum se pronunță numele acesta, așa, după cum și în, când pronunțăm Evanghelia după Ioan, ei nu spune Evanghelia după Ioan, ei spune Iohanan. Deși Iona, cartea lui Iona, numele lui Iona este tradus ca porumbel și Jemima sau Jemima sau Jemima, tot un porumbel, un micul porumbel sau micuța porumbiță, dacă ar trebui să o traducem în limba română. Și sună frumos, pentru că când alinzi pe cineva, îi spui bobocel, îi spui micuță, vrăbiuță, păsărică, rândunică. Oamenii le spune nume frumoase la copii pentru ca să îi alinte cumva, până să-mi fac mai mari. Totuși, în Evanghelia după Marcu, la capitolul 10, atunci când ucenicii aduce pe... Când oamenii, poporul de acolo, văzând minunile pe care le făcea Domnul Iisus, au adus copiii la binecuvântare sau la Domnul Iisus să se roage. Și ucenicii, probabil, pentru că Domnul Iisus era atât de îmbuzit de noroade, și știți cum sunt copiii, sau cum am fost noi că eram mici, când mergeam undeva, ne băgam printre oameni și făceam mult deranj, împingeam pe alții ca să intrăm noi în față să vedem. Sau așa când este câteodată câte un botez, cineva trebuie să fie aici, că nu cumva copiii, până la apă, vrea să câte unul să ia chiar din apă, cred că e o apă sfințită. Și așa se îmbuzesc aici în față și cineva îi spune, măi copii, stați mai deoparte să nu cădeți în apă. Nu se întâmplă nimic dacă cade în apă. Dar copiii sunt foarte curioși. Și ucenicii, spune aici în cuvântul lui Dumnezeu din capitolul 10 din Marcu și în celălalt, și în Matei, și în Luca, spune aproape același lucru. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce aduceau. Aceasta se întâmplă foarte des, noi ca oameni. Atunci când avem musafiri acasă, imediat spunem la copii să fie atenți, să nu dea mâncare pe jos, să se aliniștiți, să nu facă cu tare lucru, să nu facă deranj și tocmai la adult se întâmplă. Ba cineva scapă o farfurie cu mâncare, ba altul vas un pahar, nu este o problemă. La copii le spune regulile lor să fie cât de cumin sau dacă nu se-i pun într-o cameră vecină ca să nu deranjeze pe cei adulți. Vedeți că aceasta a fost de 2000 de ani, să nu deranjeze copiii pe adulți. Însă aici Domnul Iisus, fiți atenți ce replică le dă lor.
Când a văzut Iisus lucrul acesta, s-a mâniat. Ceilalți evanghelii nu spune. Dar Marcu spune lucrul acesta. Domnul s-a supărat. Și a spus, măi, oameni buni, ce faceți? Lăsați copiii să vină la mine. Și nu-i opriți. Și adaugă ceva mai mult, căci împărăția lui Dumnezeu va fi o onoră ca ei. Nu spune ca voi care ați fost aici, sau mă îmbuziți în cei adulți care veniți pentru... Știu de ce ați venit, pentru că v-am dat să mâncați și am hrănit 7.000 și 5.000 sau 4.000 sau câți oameni veneau în jurul Domnului Iisus. Căci împărăția lui Dumnezeu este ca unui copilaș, căci cu niciun chip nu va intra în ea dacă nu va fi ca un copilaș. Cu niciun chip. Domnul Iisus s-a mâniat, aici spune, s-a supărat cu alte cuvinte. S-a supărat pe ei și le-a spus, lăsați copiii să vină la mine, pentru că împărăția lui Dumnezeu este ca a lor. Noi nu avem atâta răbdare cu copiii noștri să vedem lucrul acesta. Fiecare, cred că își dă seama de multe greșeli care le-am avut în viață și prin greșelile noastre nu vin copii la adunare, datorită greșelilor noastre nu ne vizitează copiii, datorită greșelilor noastre copiii se duc departe, datorită greșelilor noastre etc. Dacă ar trebui să luăm că împărăția Domnului va fi ca unora ca ei, atunci ne-am dat seama cât de mult ar trebui să îmbuzim și noi pe Domnul Iisus. Bine spunea fratele mai înainte că cele cinci fecioare, ele s-au obișnuit. Așa cum ne-am obișnuit noi, de exemplu, acum cel mai mare foc, cel mai mare privire pe care o avem noi peste adunare este, sau din adunare este, noi peste cel ce predică. Poate nici cântările nu ne atât de mult ne interesează, decât cel ce predică să ne predice să ne placă nouă. Chiar dacă rugăciunile sunt scurte, postul scurt sau aproape deloc, stăruințe scurte sau aproape deloc, venirea la adunare din ce în ce mai rar, dar când vin la adunare să fim mulțumiți de ce se predică. Nu mai este îmbuzeala aia, adică cu alte cuvinte am devenit monoton, fără râvnă, fără evlavie. Nu ne mai strângem ulei în candelă și spune, domnule, eu mă duc la adunare, asta e chemarea mea, mă apuc, mă duc la adunare, facă Domnul cu mine ce vrea, dar eu, asta e chemarea mea, mă duc la adunare. Ai, pe când pentru unii era ceva mai mult, aduna ulei în candelă și nimeni nu știe cum să adună ulei în candelă. Dar rezultatul a fost atunci când a venit Domnul și a închis ușa, au intrat cele cinci, celelalte au venit și au bătut la ușă și zice, Doamne, deschide-ne! Adevărat vă spun că sunteți fecioare, ați fost născute din nou sau ați fost botezate, sunteți îmbrăcate în alb, cam așa reiese din cuvântul Dumnezeu, dar n-au avut ulei de ajuns, n-au avut ulei pentru rezervă. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze prezența noastră în dimineața așa. Suntem într-un număr atât de frumos, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Copiii de-abia așteaptă să-L aude pe Domnul. Așa-i? De-abia așteaptă să-L aude pe Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. După ce lăudați pe Domnul, după ce ai plecat, așa-i? Mă duceți, bă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să vă spun că, înainte de a vă duce jos, să vă spun o mică istorioară. Vă înțelegeți toți românești bine, așa-i? Bine înțelegeți. Și eu vă înțeleg pe voi. Când vorbiți, nu contează românești sau engleză, vă înțeleg. Eram ca unul dintre voi. Cam cât să zic, cine are aici 10 ani? Care dintre voi 10 years? 10 years! Oh, it's so little for 10 years. But anyway, eu 10 years. Când eram 10 years old, mă duceam cu vaca, cu vreo 3 capre și vreo 3 sau 4 oi. You understand that, yeah? A little goats, little sheep and one cow. Was in July, was school holiday, in Romania was about nearly 3 months. And that day, about 4, 5, or 6 boys, and from one side, about 4, 5, or 6 boys on the other side, play football. And we didn't have enough time to stay with the animals. And I had a little sheep, a little lamb.
The Lamb, I love him so much. From the little one, and the Lamb loved me very much. That Lamb eat all the time from my hand, behind me all the time, on the front of the door all the time in the morning, to come with me, to go. And that little Lamb was behind me. I couldn't play football. And I get upset. I took the Lamb and I brought him about 30 meters. I said, stay here. You don't come anymore. But after about 3 or 4 minutes, the little Lamb was behind me. I couldn't play any football. The other kids, they say, Vasily, you stay there because you can't play. That little Lamb annoying us. I took the Lamb, I smacked him. I took him from the head, I did like that. And I brought him in there a little bit tougher this time. I threw him about 1 meter away. But the little Lamb, about 3 minutes, come back again. Come back after me. I took the Lamb again, and I smacked him on the head. I took it from the lunar shop, did like that, and I hit with the foot and the leg, and I said, you stay there. I don't want you to come behind me. After a few minutes, the Lamb again come. I couldn't play football. So I took the Lamb this time, and I hit in the head. I took the head, and I hit in the sand. The mouth of the Lamb was full of the dust. I hit with the feet. I took the Lamb about that far. I lift him up, I drove on the floor. I took him that far away and I threw him in there. And the Lamb stayed on the floor and breathed. Couldn't breathe. But the Lamb didn't come back anymore. I finished to play football. I was very happy with the other boys. It was very nice for me for about, I think about 2 hours, because at the lunchtime we have to go home. I tried to go to that little Lamb to take and say, come home. That little Lamb never come to me. And I said, Melusha, I called her, Melusha, come here. She never come to me. I went home, I tried to hug her, take her down. She was so unhappy in my hands. She never come to me. Anymore. Never. Because what I did for her, with her, was over the limit to love me again. That little Lamb forever, ever, never come back to me. And I didn't forget that for all my life. When we have a child, and all the time, or you have someone which you love him, but one time come with you, you don't love him. The same happening. If you have a friend, love him all the time. Don't kick him. Don't bully him. Don't do nothing wrong against him. Love him. Because one day, your behavior against him would be hurt that badly and never love you again. That's happening with the children, with the little Lamb. And Jesus said, Peter, paște oile, oițele și melușei, doesn't matter. Oile could be your wife. Oițele could be your daughter. And Meloshe could be your children. Dacă nu avem un good behavior, copilul poate să aibă 40 de ani și să spună tatălui sau mamei, nu v-ați purtat cu mine bine și mi-ați făcut cu tare sau cu tare lucru în viață. Și aceasta va fi durere mare să fii bunică sau bunic și cineva dintre copii să vină la tine să-și proseseze. Cât de bine este când copiii, când nepoții vin la tine și îi zic soției mei, ar vine și ne deranjează copiii. Trebuie să faci ceva cu ei, chiar vine și ne deranjează. Câți vin? Și ea pune câte 2 sau 3 mese. Măi, câți vin astăzi? Vin cât pot, lasă vină. Și eu glumesc cu soția, să spun, iar vine, nu ne putem odihni. Și apoi copiii vine la bunica. Și când vine pe lângă bunica, 2 nepoți de o fustă, 2 nepoți de o mână și stă pe lângă bunica. Eu mai glumesc cu ei. Cred că mă iubesc și pe mine. Tare mult, dar nu mă iubesc atât de mult cât ar trebui să iubească
ca cum mi-aș da eu iubirea mea lor. Iubiții mei, orice lucru care eu te lovesc pe tine, I hurt you and you hurt me. That's hurt on both. Dacă nu acum, peste ani de zile, ne va lovi atât de mult. Și va aduce aminte și la cărunții, la bătrânețe, de greșelile pe care le-am făcut la tinerețe, că nu trebuia să le facem. Fiți buni. Și ce spune Iacob, și cu asta închei predica mea scurtă din dimineața aceasta, și ce spune Iacob, dați-mi voie să vă citesc ce spune Iacob, un lucru foarte frumos. Auzi ce spune Iacob, în capitolul 2, mi se pare. În capitolul 2, unde este Iacob, înainte de evrei sau după evrei? Evrei? Iacob, capitolul 2, capitolul 2 sau capitolul 3, da, la capitolul 3, auziți, versetul 11, oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară, frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apă sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună cu înțelepciune și pricepere faptele făcute cu blândețea înțelepciune? Vreți să vedeți la mine că sunt înțelept și priceput? Uitați-vă cât de bun sunt eu, cât de blând sunt eu și cum mă port cu tine. Că dacă eu mă port cu tine, cu copilul meu sau cu copiii noștri, într-un fel până când mă calcă pe picior și apoi izbucnesc din nimeni, le și frică să apropie de mine, atunci am înțelepciunea cealaltă care este de pe pământ, care nu vă citesc. Dar aici spune așa cuvântul Dumnezeu, cine dintre voi este înțelept și priceput? Cine? Să-și arate prin purtarea lui bună. O, ce spune? Să-și arate prin purtarea lui bune faptele făcute. În ce? În blândețea înțelepciunii. Atunci când sunt înțelept, sunt blând. Nu trebuie să fiu arhitect mare de case, nu trebuie să fiu inginer cu facultate, nu trebuie să fiu om, mai știu ce om care să-mi topesc aur, să fac din el nu știu ce minuni. Să fiu înțelept și blând, că blânzii vor moșteni împărăția al Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Puteți să cântați acum. Cântați o cântare foarte frumoasă, după aceea Domnul să vă binecuvânteze. După ce tinerii laudă pe Domnul cu o cântare, mi-am notat aici lista, tinerii laudă pe Domnul, fratele Andrei laudă pe Domnul, sora Sebi și sora Otilia laudă pe Domnul, fratele David Lascone laudă pe Domnul, cu Elizabeth și Denisa, ai și tu cântare? Unde e Denisa? Ai și tu cântare? Ai, de binecuvântare. Nu ai? Bine. Da. Apoi, după aceste cântări, sau întâi copiii laudă pe Domnul cu o cântare, vom face colecta și după aceea ceilalți toți cântă. După aia vom asculta cuvântul Domnului. Astăzi este sărbătoare, am venit în casa ta. Îți aducem cu drag pruncul pentru a binecuvânta. Fața ta să lumineze peste ea în orice ceas și din cerul tău, o Doamne,
Tu veghează pas cu pas. Crește-o mare și cu minte. Prestează-o tu sănătoasă, dai înțelepciune sfântă și un viitor frumos. Binecuvântă-o în viață și dă pace bucurie. Mare când va fi o doamnă, fă-o o bună mărturie. Binecuvântă-i părinții, prestează-i pe veci curați, dă-le sfântă armonie și să fie nepetați. Casa lor fie, o Doamne, colț de rai, loc minunat, oază de liniște sfântă și un loc binecuvântat. Amin. Slăviți să fie Domnul! Binecuvântați să fiți voi bunici și voi părinți, ce ne-ați îndrumat umblarea pe cărarea celor sfinți. Mai aveți puțin de mers și acasă vom sosi. Alergarea se sfârșește. Cu Iisus ne-am întâlnit. Domnul să vă binecuvânteze pe toți!
care sunt în adunare, Biblia, cuvântul vieții, este astăzi alinare. Dumnezeu din cer ne spune că bătrânii vor trăi, credincioși de vor rămâne, iarăși vor întineri. Binecuvântați să fiți voi bunici și voi părinți, ce ne-ați îndrumat umblarea pe cărarea celor sfinți. Mai aveți puțin de mers și acasă vom sosi. Alergarea se sfârșește, cu Iisus ne-om întâlni. Binecuvântați să fiți voi bunici, voi părinți, ce ne-ați îndrumat umblarea pe cărarea celor sfinți. Mai aveți puțin de mers și acasă vom sosi. Alergarea se sfârșește, cu Iisus ne-om întâlni. Voi părinți ce-ați dus povara anilor de pocăință, fiți exemplu pentru tineri în iubire și în credință. Mai păstrați-vă nădejdea și în Duhul să fiți tari, căci acasă în cer la Domnul răsplătirile sunt mari. Cântăm împreună. Binecuvântați să fiți voi bunici și voi părinți, ce ne-ați îndrumat umblarea pe cărarea celor sfinți. Mai aveți puțin de mers și acasă vom sosi. Alergarea se sfârșește, cu Iisus ne-om întâlni. Binecuvântați să fiți voi bunici și voi părinți, ce ne-ați îndrumat umblarea pe cărarea celor sfinți. Mai aveți puțin de mers și acasă vom sosi. Alergarea se sfârșește, cu Iisus ne-om întâlni. Alergarea se sfârșește, cu Iisus ne-om întâlni.
ești în a ta lucrare, de aceea, Doamne, numele să vezi. Te laud, te laud, te laud că ce-ai iubit sufletul meu. Ești sfânt, ești drept, ești bun, ești mare, te laud, căci numai Tu ești Dumnezeu. Te laud, te laud, te laud, căci ai iubit sufletul meu. Ești sfânt, ești drept, ești bun, ești mare, te laud, și noaptea este zi. Cu Tine nu voi fi nici când de rușine, căci mâna Ta mă va călăuzi. Te laud, te laud, te laud, căci ai iubit sufletul meu. Ești bun, ești mare, te laud, căci numai Tu ești Dumnezeu.
Vom merge jos și vom face binecuvântare, apoi după binecuvântare, Domnul să binecuvânteze fratele Beni care a văzut mi-așa în dimineața aceasta. Vă invit să vă ridicați să facem binecuvântare.